Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Să ocupăm locurile. Cred că fiecare dintre cei care citiți Scriptura aveți câte un text biblic care vă rămâne și vă fascinează de-a lungul anilor. Acesta a fost unul dintre pasaje la care m-am gândit ani de zile și am visat să pot să țin un studiu biblic și chiar să scriu o carte. Mulțumesc Domnului că m-a ajutat și să o tipăresc deja. Aș vrea în seara aceasta să ne ocupăm de tot ceea ce este drept, tot ce este drept. Motoul studiului nostru biblic pornește de la Proverbe 4:23, care spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima noastră și mintea noastră, ele fac și voința, fac parte din sufletul nostru. Sufletul nostru este sub un continuu atac din partea celui rău și a lumii corupte în care noi trăim. De aceea ar trebui să ne păzim inima, mai ales, pentru că se pare că este cea mai vulnerabilă. Cedăm adevărat și la idei și împrumutăm repede idei, uneori nu pe cele bune, dar sentimentele noastre joacă un rol primordial și inima noastră întotdeauna este înclinată să ne ducă încotro vrea ea. Sunt oameni care și-au pierdut inima undeva, și-au lăsat-o undeva sau și-au trimis-o undeva înainte. Și este o lege nescrisă că întotdeauna ajungem acolo unde ne-am trimis inima. Fiul risipitor și-a trimis-o în lume și a ajuns în lume. După care a trimis-o acasă și a venit acasă după ea, că era un loc bun acasă. De aceea este ideea principală din textul ăsta, tot ceea ce alegem, așa, să alegem cu grijă, pentru că sunt lucruri periculoase pentru sănătatea inimii noastre. Versetul este foarte cunoscut, nu ce este drept, ce este vrednic de cinste, le-am parcurs deja și în seara aceasta ne vom opri la ce este drept. Ce este drept. Ar vrea să vedem de la bun început, am pus o imagine aici cu imaginea aceasta a dreptății, a justiției. Este o zeiță în mitologia greacă a justiției. Este o femeie legată la ochi, care ea nu trebuie să vadă, așa. Are o cumpănă într-o mână și o sabie în aia altă. Justiția trebuie să facă dreptate și trebuie să o facă imparțial. De aceea zeița aceasta era legată la ochi. Termenul acesta vine din limba greacă dikaios, care înseamnă neprihănit, evlavios, temător de Dumnezeu, corect, onest, integru, fără vină, conform cu dreptatea, omul care păzește cuvântul lui Dumnezeu. Omul care păzește legea lui Dumnezeu este un dikaios, un om drept, care păzește dreptatea, îi place ce este drept. Implicația este foarte profundă aici, pentru că presupune existența lui Dumnezeu. Cel care stabilește binele și răul este Dumnezeu. El stabilește regulile de conduite pe care fiecare om trebuie să le respecte. Termenul întotdeauna pornește de la ideea că există bine și rău și el este stabilit de Dumnezeu și rolul nostru este să fim dikaios, de să alegem întotdeauna ce este drept, ce este corect. Termenul explică ce se așteaptă de la omul care cunoaște aceste reguli divine stabilite de Dumnezeu. Cum trebuie să se poarte el față de semenii lui și față de Dumnezeu. Față de oamenii din jur trebuie să ne purtăm cu dreptate, la fel și cu relația noastră cu Dumnezeu. Se așteaptă de la omul care cunoaște normele divine să acționeze cu dreptate, imparțialitate, cu echitate și justiție, justețe, fără omisiuni și deficiențe, fără excepții și fără eșec.
Nu avem voie să greșim atunci când alegem să fim drepți. O altă idee, aici relațiile unui asemenea om care urmărește ceea ce este drept cu semenii lui vor fi întotdeauna guvernate de integritate. El nu va abuza niciodată poziția sa avantajoasă căutând mai întâi folosul lui, ci va urmări foloasele celorlalți. Avem o serie de versete din Biblie care ne spune că omul acesta zice, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Ceea ce este foarte greu pentru societatea în care noi trăim să aplicăm cuvântul ăsta lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne cere să căutăm foloasele celorlalți. Dacă vă gândiți la definiția dragostei, nu? Autentice, din 1 Corinteni, capitolul 13, ni se spune că dragostea nu caută folosul său. O dragoste adevărată nu caută folosul ei. Darurile Duhului Sfânt apoi sunt date spre folosul altora. 1 Corinteni 12:7 și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Trăim însă într-o lume foarte ciudată în aceste zile și aș vrea să vă provoc să vedem niște chestiuni care ne afectează viața noastră, dar mai ales a copiilor noștri, că prin educație, prin școlile la care se duc, ei sunt expuși la aceste tendințe ale societății în care noi trăim. Nu vreau să vă plictisesc, am să încerc să fiu scurt cu prezentările acestea, dar trebuie să știți că ele există și că ele sunt un pericol real pentru viața noastră și mai ales a copiilor și nepoților noștri. Haideți să vedem ce se întâmplă cu dreptatea, cu justiția în lumea în care noi trăim. Se vorbește foarte des astăzi despre dreptate socială. Este un termen foarte obișnuit astăzi, în oriunde auziți, mai ales la discursurile marilor politicieni, nu? Unde se vorbește despre egalitate și echitate. O să revenim imediat, pentru că e o deosebire extraordinară între egalitate și echitate. Societatea de astăzi preferă echitate, să folosească mai mult decât egalitate. Lumea vorbește astăzi despre dreptate economică. Oamenii se simt nedreptățiți economic, nu? Auzim întotdeauna despre Elon Musk, cel mai bogat om din lume, auzim despre Bill Gates sau cine știe ce și ne simțim nedreptățiți, nu? Uite, domnule, în ce opulență se scaldă oamenii aceștia și ce modești și sărai suntem noi. Dreptatea economică este subiectul, din nou, a politicienilor de astăzi, nu? Mai ales când e vorba de distribuția veniturilor, nu? Toți săracii visează să distribuie veniturile lor bogați, nu? Să împartă cu ei. Se vorbește foarte mult despre oportunități economice, nu? O asigurare echitabilă, nu? La oportunități economice, la cei care nu sunt așa de privilegiați de societate astăzi. Pormă, se vorbește despre dreptate penală, nu? Când ajungi la tribunal, echitate și înjustiție, nu? Nu numai că trebuie să îi reabilităm pe cei care băgăm la pușcărie, dar se vorbește și despre reinserție a lor, despre readucerea lor în comunitatea umană, reintegrarea lor în societate. Se vorbește apoi despre dreptatea de mediu sau justiția în ceea ce privește mediul înconjurător. Aici există foarte multe idei astăzi despre sustenabilitate, se vorbește protecția mediului înconjurător, responsabilitate, justiție ecologică, sunt tot felul de termeni care îi auziți și citiți în publicațiile de astăzi. Și în final se vorbește despre dreptate globală, nu? La nivel planetar, protecția omului, drepturile omului, cooperare internațională și așa mai departe.
Este un concept, deci acesta despre dreptate și justiție, zic oamenii de astăzi, care este foarte dinamic, care evoluează în funcție de schimbările sociale, economice și politice. Dreptatea lui Dumnezeu nu se schimbă în funcție de schimbările sociale și politice. Pretențele unui Dumnezeu adevărat sunt aceleași oricând, indiferent prin ce schimbări și transformări trece societatea umană. Exact aici este conflictul, de fapt, a noastră, a creștinilor, cu lumea în care noi trăim. Dar haideți să vedem ce se întâmplă cu ce este drept și ce este drept și dreptate în gândirea aceasta progresistă contemporană. Auziți termenul acesta foarte des despre progresiști, nu? Kamala Harris este una dintre progresistele de astăzi. Europa este guvernată în întreagă Europa, Consiliul European, de gândire această progresistă. Înainte ca să discutăm ceva, trebuie să vorbim puțin despre sloganul acesta al Revoluției franceze, care a fost liberté, égalité, fraternité. Deci, libertate, egalitate și fraternitate. Astea erau dezideratele Revoluției franceze, pe care marxiștii au zis că ei, ăștia au fost începutul comunismului adevărat. Și, de fapt, toată gândirea comunistă de astăzi și din America are aceste trei idei împrumutate de la Revoluția franceză. Problema este că fiecare dintre acestea vor fi adaptate, așa cum ziceau înainte, la condițiile sociale în care noi trăim. Egalitatea însă vizează tratamentul uniform și oferirea acelorlași oportunități și resurse fiecărui individ, indiferent de circumstanțe. Deci în fața legii toți suntem egali, așa ar trebui. Descoperim însă că unii sunt mai egali decât alții atunci când ajungi la... Dacă ești fiul lui Biden, s-a văzut că ăsta e mai egal decât alții în ceea ce privește legislația americană. Bietul Trump a fost tot în tribunale aproape un an de zile și nici acum nu a scăpat, nu? Nu toată lumea este egală astăzi în America. Deși conceptul vine de la Revoluția franceză, așa cum spuneam. O altă idee care se vehiculează foarte des în acest timp este echitatea. Deci nu e vorba de egalitate, ci de echitate. Dacă o să ascultați pe Kamala Harris, a avut un discurs astăzi, eu nu l-am ascultat și nici nu vreau să-l mai ascult, că deja știu ce spune. Ea nu vorbește despre egalitate, vorbește despre echitate. Și dacă nu suntem familiari cu termenul acesta, foarte ușor suntem păcăliți de limbajul ăsta modern. Recent se folosește foarte mult alt termen, echitate, prin care se înțelege că noi oamenii avem nevoi diferite și trăim în circumstanțe diferite unii de alții. De aceea este necesar să ni se acorde resurse și oportunități funcție de necesitățile noastre specifice. Progresiștii de azi folosesc în loc de egalitate această echitate. Cineva o să descopere imediat că, domnule, vecinul meu, care este de o culoare mai închisă decât mine, strămoșii lui au fost sclavi sau cine știe, au adunat bumbac pe aici, prin America. Ei au nevoie de mai mulți bani de la guvern, nu? Copiilor o să fie dus la niște școli care nu o să le ceară, domnule, să-și învețe, nu? O să li se dea mai repede grades mai ușor, că ăștia sunt defavorizați. Nu vă calcă pe nervi chestia asta când vine cineva să vă spună că sunteți o rasă favorizată, privilegiată, nu? M-am supărat rău pe unul și am spus, bun, cu ce sunt eu privilegiat, domnule?
Eu m-am născut într-o țară comunistă, 35 de ani de zile am trăit în mizeria comunistă. Ce privilegiu este ăsta, domnule? Nu? N-am niciun privilegiu. Ei, da, eu nu mă pot duce acum în fața doi gândiri progresiste să le spun să mă plătească că bunicii mei au fost luați la colectiv și li s-au luat averea. 12 hectare de pământ le-au luat de la bunicul și de la tata, nu? Și au lucrat la colectiv aproape pe nimica. Nu pot să cer recompensări pentru treaba asta, că de cazul meu am o culoare nepotrivită, că dacă aș fi mai închis la culoare, probabil că aș avea ceva șanse, nu? Ei, echitatea vrea să împartă veniturile, să împartă averea țării și privilegiile și accesul la educație și la economie în funcție de alte criterii decât faptul că te pricepi și știi meserie, de aia ești promovat. Ești promovat pentru culoarea ta, pentru strămoșii tăi, pentru cine știe ce și nu pentru meritele tale. Nu vreau să petrecem mult timp aici, dar există o altă teorie poate mai periculoasă decât prima, a rasei critice. Este un cadru teoretic dezvoltat inițial în Statele Unite ale Americii în 1970-80, în cadrul studiilor juridice și ulterior extins în alte domenii academice. Toate teoriile astea au început în universități, au început cu cei educați, așa. Teoria aceasta a rasei critice exploatează modul în care rasa, rasismul și puterea se interconectează în societate, în special în ceea ce privește sistemele și instituțiile legale. Haideți să vedem câteva caracteristici la teoria rasei critice. În primul rând, teoria rasei critice zic ei că este rasa, nu este altceva, deci nu te-ai născut alb, negru, galben sau altceva, așa că te-a lăsat Dumnezeu, ci este o construcție socială. Deci societatea a construit rasa asta și ea este, nu este un datum de la Dumnezeu, ci este un construct social. Altă treabă este că rasismul nu este de fapt numai ura sau neînțelegerea între rase. Nu-mi plac mie că ea sunt altă culoare, nu-mi plac mexicanii sau mexicanii nu mă iubesc pe mine că sunt din Europa sau nu de asta, zic ei. Ci noi trăim într-un rasism sistemic. Avem un sistem politic în așa fel făcut, bazat pe rasism, pe ură de rasă, pe exploatarea unor rase față de alte rase. Deci unele rase sunt privilegiate, cum suntem noi albi, și altele lipsite de privilegii pentru că au alte culori, nu ca ale noastre. Rasismul, deci, nu este doar un sentiment între oameni diferiți, ci este un sistem, sistemul politic social american este rasist prin el însuși. Se vorbește despre intersecționalitate și se vorbește despre narațiuni și experiențe subiective. Acestea sunt câteva noțiuni care se folosesc foarte des atunci când se promovează această rasă, teoria rasei critice. Bineînțeles, noi suntem rasa privilegiată, albă, numai pentru că avem culoarea asta. Noi am fost exploatatorii, noi am cucerit lumea, i-am scos pe ăștia de aici, pe americanii care locuiau și se bucurau ca în paradis aici, până am venit noi și le-am luat pământurile și am produs această nenorocire care se numește capitalism. Okay? Rasa privilegiată. Când i-am spus unuia de altă culoare ce privilegii am avut eu când m-am născut într-o țară comunistă, a început să-și dea seama că el era ăla privilegiat, că a trăit în America și nu a trăit cum am trăit eu. Dar teoria aceasta are niște pericole despre care trebuie să vorbim. Aș vrea să vă cred că am încurcat
Am sărit peste, am să le enumer, dar n-am pus PowerPoint-ul la locul lui. Pericolul este că teoria aceasta polarizează societatea și o divide în continuare. Se creează ura împotriva raselor, unul din partea celeilalte. Se produce un impact asupra educației de astăzi, pentru că unii sunt considerați îndreptățiți să fie ajutați în continuu și să fie promovați fără să aibă merite. Și nu meritocrația este aceea care promovează politic sau sociologic oamenii, ci teoriile acestea rasiale. În același timp, gândirea aceasta favorizează o cultură a anulării, cancel culture. Astăzi am ascultat pe un sociolog din România care a vorbit despre cancel culture și am fost foarte șocat să înțeleg mai profund ideea aceasta. Deci acești oameni spun, societatea în care noi trăim este complet greșită făcută, esențial, trebuie să o demolăm complet. Trebuie desfăcută toată societatea și luate lucrurile de la capăt. De aceea, toată istoria nu mai trebuie nici învățată la școli, trebuie să demolăm statuile, trebuie să demolăm tot ce există, de aceea se numește cancel culture sau cultura anulării, pentru că noi astăzi avem tot felul de eroi pe care n-ar trebui să-i sărbătorim, nu? Columb ăsta care a descoperit America, nenorocitul, uite ce a făcut, nu? Câți au murit din pricina lui și câte s-au întâmplat. Deci toată istoria noastră este greșită, societatea este greșită și de aceea trebuie anulat și demolat tot. Teoria aceasta a rasei critice dezvoltă un potențial de stigmatizare a altora. Noi suntem cei privilegiați. Știți care este bărbatul cel mai nedreptățit în America la ora actuală? Este bărbatul alb. Când am fost la biserica asta foarte mare de aici, CCV, l-am întrebat pe pastor care este politica lor ca biserică și mi-a spus că ei predică biserica la bărbații albi între 20 și 40 de ani. Dar mi-am zis, de ce? Pentru că ăștia sunt cei mai exploatați și mai defavorizați, spunea, din America. Dacă ești negru, găsești de lucruri mai repede. Nu îndrăznește nimeni să nu te aleagă, că vine cineva pe urmele tale. Dacă ești alb, găsești de lucruri mult mai greu, zicea el. Și oamenii ăștia care sunt nedreptățiți de societate, noi vrem să le predicăm Evanghelia și să-i încurajăm. Și bine făceau. Ei, pe lângă toată treaba asta, mai există și gândirea aceasta woke. Interesant. Woke vine de la trezire, nu? Iată că mai sunt și alții care cred în trezire. Termenul acesta se referă la conștientizarea crescută și la un activism orientat spre probleme sociale, politice și economice legate de justiție socială. Vine de la a trezi, de la verbul a se trezi. Oamenii aceștia, deci, cred într-o trezire, dar nu în sens creștin că îl caută pe Dumnezeu, ci la o trezire, la revoltă, și la a schimba lumea în care ei sunt. De aceea, problemele legate de inegalitate socială, inclusiv rasism, sexism, homofobie, transfobie și alte forme de discriminare și de nedreptate care le văd ei, sunt agendele primordiale acestei mișcări woke. Termenul a apărut ciudat între comunitățile afroamericane în Statele Unite și a fost folosit pentru a descrie problemele de injustiție rasială din vremea aceea când a fost conceput. Care sunt caracteristicile acestei mișcări?
Astăzi aproape că nu poți să vezi un film, nu poți să vezi un buletin de știri fără o tentă woke undeva. De aceea toate filmele americane acum trebuie să bage și ceva homosexual neapărat pe ecran. La buletinile de știri trebuie să arate și pe ăștia cumva. Și n-ați observat că în ultima vreme aproape toți eroii sunt negri. În toate știrile peste tot sunt negri. Ei sunt prima, parcă ăștia sunt majoritatea în țara asta acum. Ei, mișcarea asta are câteva caracteristici. Zic ei că ei lucrează pentru conștientizare și educație a maselor, nu? Trebuie impulsionat un activism și schimbare socială. Trebuie să schimbăm lumea în care noi ne aflăm. Un alt termen, inclusivitate și diversitate. Când vorbesc despre inclusivitate, asta înseamnă inclusivitate de rasă, gen, orientare sexuală, religie, dizabilitate, etc., în afară de religie creștină, că dacă vrei să o incluzi și pe asta, acolo ea nu merge. Dacă vrei să incluzi religii false, primesc cu mare bucurie băieții. Dar ei când vorbesc despre inclusivitate, să gândesc la homosexual, la transgender, la tot felul de oameni deplasați și mental și moral, pe care îi promovează astăzi societatea în care noi trăim. Mai vreau să vă spun câteva critici, de fapt, și pericole pe care le are mișcarea aceasta asupra societății în care noi trăim. Mișcarea aceasta produce intoleranță față de opiniile diferite. Ăștia toți, pentru că sunt învățați să facă debates, să lupte vehement pentru ideile lor, nu se poate avea cu ei o discuție normală sau reală. Ei jignesc, urlă, țipă, scuipă, fac orice, pentru că scopul lor este să umilească și să desfințeze ceea ce crezi tu. Produce intoleranță față de opiniile diferite. Există un adevărat spectacol grotesc în America, o serie de speaker extraordinari de buni, cum este Shapiro, de exemplu. Ben Shapiro este invitat, un evreu extrem de deștept, este invitat la universități și să vedeți ce pățește bietul om. Nu se poate avea discuții cu cei care sar să-l contrazică, vin, îi distrug întrunirile, fac tot ce pot să nu dea voie acestei voci conservatoare să vorbească în public. Apoi, în al doilea rând, creează un mediu de cultură a anulării. Ăștia demolează statuile, mutilează obiectele de artă din muzee. Este un lucru îngrozitor la ora actuală. Marile muzee din lume au angajat speciali acum să păzească capodoperile umanității, pe care ăștia sunt gata acum să dea cu aciz peste ele, să le distrugă, să le dea foc. Cultura aceasta a anulării. În al treilea rând, duce la accentuarea rasismului. Ciudat! Se pare că rasismul astăzi este nu a albilor împotriva negrilor, ci invers. Noi suntem ăia răi, noi suntem rasa aceea exploatatoare care am dus pe ei din Africa. I-am adus pentru că ni-au vândut tot ei. Se pare că marii proprietari de sclavi erau tot negri care îi vindeau pe ei lor la cei care îi transportau și uneori tot ei îi transportau și îi vindeau în America, nu? Duce la accentuarea rasismului astăzi în societate. Fragmentează mai profund societatea în care ne găsim. Creează mentalitatea aceasta de victimă. Dom'le, noi suntem victime, trebuie să ne plătească guvernul, că bunica, străbunica mea a adunat cartofi, nu știu pe ce, tarla undeva. Nu am gândit să cer și eu ceva pentru bunicul meu care a fost prizonier la ruși 10 ani, domnule, 10 ani. Poate îmi dă Putin ceva, vreo bombă. Cine știe ce primești de la ăștia, nu?
Pentru că atunci când faci cerere din astea absurde, probabil că primești asemenea răsplătiri. Numai în America ăștia așteaptă bani mulți acum că bunicii și străbunicii lor au suferit undeva. Promovează non-valorile și deviațiile de la moralitate. Imediat homosexualii au acces, sunt angajați mult mai repede, transgenderii. Este, eu totuși mă bucur că Statele Unite, cu toate că este ea cât de cât destul de coruptă, dar congresul nostru sunt oameni frumoși, îmbrăcați bine când se duc acolo. Dacă i-ați vedea pe ea din Europa când se adună congresmenilor, bărbați cu fustă, cu tocuri, vopsiți în toate soiurile, vin în Parlament. Îți vine să te duci pe lume cu asemenea apucături, nu? Dar ăștia sunt promovați astăzi. Deviațiile astea de la moralitate sunt promovate în societatea în care noi trăim. Macron la Olimpiadă i-a pus în frunte pe ăștia. Peste tot îi vedeai, nu? În locul cinei cele de taine au pus pe toți transgenderi și homosexualii pe scenă, nu? S-a lăudat cu ei ăștia, crema Franței, nu? Vive la France! Și în ultima instanță, duce la tensiuni sociale promovând deviațiile sexuale care există astăzi în lume. Probabil că noi ar trebui să studiem lucrurile astea mult mai profund, pentru că avem de-a face cu ele în locul de muncă, la școlile copiilor noștri și să ne înarmăm, să știm cum să facem față la presiunile astea. Este un articol scris de Davis Hanson. Am vrut să vă dau citatul ăsta pentru că mi s-a părut interesant. Zice, fără sprijin public, mișcarea a îmbrățișat în schimb o întreagă gamă de mijloace crude, sovietice, maoiste, pentru a atinge propriile scopuri egoiste. Discursul woke despre rasiști imită în mod straniu limbajul sovietic despre contrarevoluționar. Okeistul de astăzi scoate la iveală lucruri care ar putea ieși chiar din gura personajului romancierului Boris Pasternak, comisarul armatei a lui, sau din mica carte roșie a lui Mao cu privire la suprimarea contrarevoluționarilor. Dintr-o dată noi creștinii am devenit contrarevoluționari. Noi suntem împotriva acestei revoluții și acestei înnoiri a societății. Și să folosești exact limbajul și mâine, poimâine, să vor folosi mijloacele acelea. Interesant că America simpatizează comunismul, cu toate că comuniștii au omorât, se pare, mai mulți oameni decât Hitler. Dar încă ei cred că pot să facă un comunism bun, nu? Cu față umană, vorba lui Iliescu. Haideți să vedem ce spune totuși Biblia despre adevăr, despre lucrurile drepte, despre lucrurile corecte, despre justiția pe care trebuie să o caute un creștin. Una dintre poruncile Vechiului Testament privea dreptatea socială. De exemplu, Levitic 19:15 spune să nu faceți nedreptate la judecată, să nu căutați la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. Să judeci după dreptate. Moise îndeamnă poporul să-și aleagă și să-și pună judecători imparțiali. Iată ce spune Deuteronom, capitolul 1, versetele 16 la 17. Am dat în același timp următoarea poruncă judecătorilor voștri. Să ascultați pe frații voștri și să judecați după dreptate neînțelegerile fiecăruia cu fratele său sau cu străinul. Să nu căutați la fața oamenilor, în judecățile voastre, să ascultați pe cel mic ca și pe cel mare.
Să nu vă temeți de nimeni, căci Dumnezeu e Cel care face dreptate și când veți găsi o pricină prea grea, să o aduceți înaintea mea ca să o aud, spunea Moise. Când nu mai puteți, dați ceva complicat, veniți cu ea la mine. Împăratul David apoi a fost cunoscut pentru judecățile sale drepte. Iată ce spune 2 Samuel 8:15. David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Deci una dintre caracteristicile lui David a fost că el făcea dreptate, știa să facă dreptate. Dacă citiți ultimele cuvinte pe care le scrie David înainte să plece din lumea asta, sunt niște cuvinte memorabile. Dumnezeul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, observați, cel ce împărățește cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineții când răsare soarele în dimineața fără nori, ca razele soarelui după ploaie care fac să încolțească din pământ verdeața. Așa este omul care conduce cu dreptate, care împărțește dreptatea corect în timpul vieții sale. Psalmiștii contează mereu pe dreptatea lui Dumnezeu și sfătuiesc pe credincioși să caute să facă dreptate celor asupriți. Iată ce spune Psalmul 82, 2-4. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi, faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului, scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi. Căutați binele, dreptatea și ajutați-l pe omul care are nevoie de dreptate. Profetul Ezechiel face portretul omului neprihănit care face și umblă în dreptate. Ezechiel capitolul 18. Omul care este drept, care face judecată și dreptate, care nu mănâncă pe munți carne jertfită idolilor și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, care nu necinstește nevasta aproapelui său și nu se apropie de nevasta sa în timpul necureției ei, care n-asuprește pe nimeni, care dă înapoi datornicului zălogul, care nu răpește nimic, care dă din pâinea lui celui flământ și învelește cu o haină pe cel gol, care nu împrumută cu dobândă și nu ia camătă, care își abate mânia de la nelegiuire și judecă după adevăr între om și om, care urmează legile mele și păzește poruncile mele și lucrând cu credincioșie. Omul acesta este drept și va trăi negreșit, zice Domnul Dumnezeu. Niște versete absolut extraordinare care vorbesc despre modul impecabil în care trăiește omul lui Dumnezeu, care pe lângă toate calitățile sale urmărește dreptatea și face dreptate în toate relațiile sale. În al șaptelea rând, Domnul ne îndeamnă să judecăm după dreptate și nu după înfățișare. Mulți dintre noi judecăm după înfățișare imediat. Dacă e îmbrăcat bine, îl punem pe rândul din față. Dacă e îmbrăcat un pic mai în spate, judecăm după cum arată oamenii. Și Domnul Iisus spune, nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Nu după înfățișarea oamenilor, ci după dreptate. Ei, încât privește dreptatea, creștinul este îndemnat să renunțe și să rabde mai degrabă decât să-și caute dreptatea. Ei, asta e un pic mai greu. Cât îți privește pe alții, luptă-te și ajută-i să capete dreptate. Dar în ce te privește pe tine, ca și creștin, ești sfătuit să renunți. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, spunea Domnul Iisus, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă.
Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri. Să-ți ia și cămașa. Dă-i și cămașa dacă ți-a haina. Oricui cere, dă-i și celul ce ți ia cu sila ale tale, nu îi le cere înapoi. Renunță la dreptate de dragul păcii, spune Domnul, de dragul bunelor relații. Iisus a venit să renunțe la sine, la tot pentru noi și pentru cei care urma să intrăm în împărăția Lui. Nu putem decât să urmăm exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. Un alt verset, Apostolul Pavel îi scria lui Tit: căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Aici Apostolul spune cumpătare în ceea ce privește relațiile cu noi înșine, mai ales de la mâncare. Trebuie să începe să cumpătare, rimează și cu mâncare. În ceea ce privește relațiile cu ceilalți, trebuie să ne purtăm cu dreptate. Cu dreptate. Și în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, trebuie să avem evlavie și să ne purtăm ca atare, evlavios și cu respect față de Dumnezeu. În concluzie, câteva lucruri cu care vreau să încheiem în această seară. Noi trăim într-o lume foarte nedreaptă și ni se cere să alegem ce este drept. Și nu este o alegere ușoară. Nu este o alegere ușoară. Ce este drept este stabilit de Dumnezeu și ar trebui să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu foarte bine. Putem alege ce este drept numai cunoscând standardul divin. Numai Dumnezeu stabilește ce este drept și cunoașterea standardului Său ne va ajuta să alegem și noi ce este drept. 3. Dumnezeu este singurul judecător care va face dreptate aleșilor Săi. Să știți că, indiferent ce eforturi vom face, noi nu vom putea face dreptate 100%. Și cineva a spus că de aceea este nevoie de judecata finală a lumii, ca Dumnezeu să facă dreptate la atâta nedreptate care a fost în lumea în care noi trăim. Creștinul va lupta mereu pentru dreptul altora. Îl va apăra pe cel sărac, ajutându-l, îl va apăra și ajuta pe cel închis, pe nedrept, pe cel exploatat, pe cel singur, pe cel aflat în necaz. Creștinul va răbda nedreptatea lăsând judecata lăsând-o pe seama Domnului. Am auzit o poveste simpatică de la Oradea. A venit cineva la piață și a fost deranjată o soră de-a noastră care avea mărfurile puse pe masa aceea de beton, așa, de cineva care voia să stea în locul ei. Și tot o împins-o și tot i-a făcut necazul. Și biata femeie a zis: Domnul să te binecuvânteze. I-a zis la femeia aia rea, la care aia s-a înfuriat: dar ba să te binecuvânteze pe tine. Ea a crezut că e un fel de blestem. N-am mai auzit în viața ei așa ceva, nu? A crezut că o blestemă cumva. Ba să te binecuvânteze pe tine. Creștinul întotdeauna va răbda nedreptatea care îi se face, lăsând să judece Domnul între mine și tine, cum mai spunea de atâtea ori oamenii din Biblie, așa spune Domnul, să judece între noi și să hotărască El ce este drept. Lumea va deveni tot mai nedreaptă cu cei drepți. Ascultați-mă! Cu cât vei fi mai drept, mai corect, lumea va fi tot mai nedreaptă cu tine. Tot mai nedreaptă cu tine. Vom deveni ținta atacurilor lumii nedrepte, vom fi batjocura lor. Și ultima,
Judecata de la urmă a lui Dumnezeu va face dreptate, contați pe asta. Dumnezeu vede, știe, judecă corect și va răsplăti fiecăruia după meritele lui. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să-L rugăm pe Domnul să ne dea putere să alegem ce este drept și să ne purtăm drept în această lume strâmbă. Amin.